Anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă și încearcă acum să afle ce s-a întâmplat. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Militarul francez, împreună cu mai mulți camarazi, s-a cazat la hotelul din capitală pe 3 noiembrie. În această dimineață, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost găsit fără suflare de o cameristă. Era înjunghiat în zona gâtului, iar pe piept avea o foarfecă. În scurt timp, hotelul a fost încercuit de polițiști de la Serviciul Omoruri al Capitalei. Polițiștii nu au găsit urmă de forțare a ușii de acces în cameră. Ușa era încuiată pe dinăuntru. În cameră nu erau urme de răvășire. Prin urmare, prima ipoteză a anchetatorilor este că militarul francez s-ar fi sinucis. În camera de hotel, anchetatorii nu au găsit niciun bilet de adio, însă iau în calcul ca bărbatul să fi lăsat un mesaj prin intermediul telefonului. Cadavrul militarului a fost ridicat pentru a fi transportat la Institutul de Medicină Legală. Totdeauna în astfel de morți suspecte sunt cel puțin trei variante: crimă, sinucidere sau moarte accidentală. Autoritățile trebuie să afle acum ce a făcut militarul francez în ultimele zile de când s-a cazat la hotel. Ultima dată ar fi fost văzut în viață vineri. Nu este foarte clar când a murit. O ipoteză ar fi ca totul să se fi petrecut sâmbătă seara. Imaginile de pe camerele de supraveghere din hotel, dar și cartelele care permit accesul în camera unde era cazat bărbatul, vor fi analizate de investigatori. Au obligația să ia legătura cu familia celui decedat și să comunice ce anume au discutat, când au discutat ultima oară, dacă omul acesta avea vreo problemă sau avea vreo pentru ipoteza unei crime, slujmănie cu cineva, dacă fusese amenințat, sau în cazul ipotezei sinuciderii, dacă era în depresie, dacă avea vreun motiv anume. Potrivit surselor, la hotelul unde a fost găsit mort bărbatul, care era subofițer, se cazează de regulă militarii din divizia multinațională prezentă la București. Militarii francezi aveau rezervate camerele din 3 noiembrie până la începutul anului viitor. În România sunt acum peste 500 de militari francezi care fac parte din grupul de luptă NATO, care a început să funcționeze anul acesta pe teritoriul țării noastre.